Căpușul au început să facă victime. 14 sibieni s-au prezentat la urgențe după ce au fost înțepați. Locuitorii Sibiului cer acum autorităților dezinsecție în oraș. Județul Sibiu rămâne în continuare în vârful piramidei când vine vorba de invazia căpușelor. Îngrijorările populației au făcut ca aproape 600 de sibieni să semneze o petiție online, prin care solicită primăriei municipiului să se asigure de calitatea produselor folosite pentru dezinsecție în oraș. Solicităm primăriei Sibiu să solicite teste de analiză pentru dezinfectanții folosiți pentru dezinsecțiile împotriva căpușelor. Solicităm primăriei să verifice firma care a câștigat contractul pentru dezinsecțiile din spațiile verzi, cu privire la calitatea dezinsecțiilor plătite din banii publici, se arată în petiție. Autoritățile locale s-au arătat pregătite să acționeze în sensul remedierii problemei căpușelor, însă pulverizarea substanțelor de dezinsecție se va face doar la începutul lunii iunie. Până atunci, trebuie știute modalitățile de prevenire a mușcăturilor de căpușe. Să evităm zonele care sunt cu multă verdeață și o îmbrăcăminte adecvată, adică pantaloni mai lungi, cu șosete, să nu se copii să ferească, să stea prin iarbă. Deci să nu fie în contact direct cu aceste zone unde se găsesc căpușele. Direcția de Sănătate Publică a confirmat că se așteaptă la o creștere a cazurilor de acest fel în următoarele 3-4 săptămâni.